Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune între Scriptură și Ziare. Între Scriptură și Ziar. În ziare, așa cum spuneam într-o altă ediție a misiunii noastre, nu prea apar anumite lucruri pe care le-am dorit să le citim. Spre exemplu, nu apar multe informații despre muzica clasică, dar avem din sport pagini întregi dedicate în ziare, fie în cotidiene, fie în zile săptămânale, avem pagini întregi dedicate sportului. Acum și aici se fac discriminări. Nu toate sporturile sunt prezentate cu aceeași intensitate și unii dintre noi care avem pasiuni spre sporturi mai marginale, marginalizate de media contemporană, ne-am dorit să găsim mai multe informații despre sporturile pe care le preferăm. Fotbalul este sportul rege pentru că este prezent pe canale de televiziune și în ziare. Dar sunt și sporturi în care s-au realizat și se realizează performanțe extraordinare. Unul dintre aceste sporturi este ciclismul. După ce trece Turul Franței și după ce trec sezoanele, majoritatea comunității mediatice face tăcere asupra acestui superb sport. De această dată am invitat un invitat special, o surpriză a fost pentru mine să-l cunosc și să ne întâlnim, mai ales că împărtășim o pasiune comună, un invitat special, Pavel Emil Lupaș. Bine ați venit în cadrul emisiunii. Bine v-am găsit, har și pace, dragul nostru Iisus Hristos. Bine, iată, dacă mă uit pe masă, avem aici foarte, foarte multe medalii, cupe și aceasta este doar o parte din tot tezaurul de acasă. N-a fost posibil să aducem în emisiune tot ceea ce ați câștigat de-a lungul unei cariere competiționale. M-am uitat peste CV-ul profesional și este extrem de lung, cu o activitate din începută prin anii 90, care continuă până după anii 2000. Mi-este greu să-l citesc. Palmaresul întocmit de domnul Ionescu Valentin, arbitru și președinte al Comisiei de Ciclism București, enumeră multiplele titluri pe care le-ați câștigat între 1989 și 2003. Născut la 3 iulie 1974 la Cluj-Napoca, începe activitatea ciclistă în jurul anului 1989 la 15 ani la CSM Cluj-Napoca și debutează în 1989 la Campionatul Național de Ciclism la categoria juniori, mici, la Poiana, Brașov, pe data de 5 a 11-a cu locul 9 în 1990. Și apoi urmează locul 1, Campionatul Național, locul 1, Campionatul Național de Ciclocross, locul 1 la fond, Cluj, Huedin, Cluj, etapa 7 la Cupa Orașilor, apoi trecere la junior mari, 1992, al doilea an la junior mare, 1993, primul an la seniori, 1994, locul 1 la Campionatul Național, locul 1 la Campionatul Național de Ciclocross, locul 1 la trofeul FAS Hercules, 1996, locul 1, vreo 4 locuri 1, 97, 5 locuri 1, 98, 99, până în 2003, o activitate absolut impresionantă. M-am bucurat să ne cunoaștem și dintr-un alt motiv, este de ceva timp încoace sportul meu preferat, pasiunea cea mai ardentă, ciclismul. Așa că vom petrece ceva timp realmente încântându-mă să vă ascult despre sportul pe care îl iubesc extrem de mult în ultima vreme. Deci, cine este fratele Pavel Lupaș? Bună tuturor telespectatorilor și celor care astăzi ne privesc. Așa cum spunea fratele Marius, numele meu e Lupaș Emil Pavel și sunt doar un cetățean al Clujului, un om născut aici, pe aceste meleaguri, în Ardeal, și care la un moment dat am îmbrățișat această pasiune pentru acest sport, pentru ciclism, și Domnul m-a ajutat să o duc până la cele mai înalte culmi pe care le-am putut atinge de-a lungul carierei mele. Mă bucur tare mult că sunt astăzi aici și vă pot împărtăși câteva din
momentele de viață ale mele și să încurajez tinerii să facă sport. E foarte important, pentru că fără să ne disciplinăm, fără să căutăm să găsim un, să ne croim un drum drept, așa cum și Domnul ne învață, nu o să reușim în viață. Vreau să vă spun că cariera mea de sportiv m-a ajutat foarte mult în a înțelege chiar și voia Domnului. Pentru că îți trebuie multă disciplină, multă voință. Am trecut prin multe încercări și am reușit să mă dedic într-un final relației cu Dumnezeu, după ce am avut o carieră pentru care îi mulțumesc Domnului. Cu toate că aici e un semnal de alarmă sau un semn de alarmă pentru cei care vor să îmbrățișeze orice sport, orice pasiune, să nu facă un idol din treaba asta. Foarte greu. Din păcate. Ca un fost sportiv e foarte greu și aș vrea să luăm treptat. Înainte de a vă apuca de ciclism, ați mai făcut alt sport? Ați mai fost implicat în alt sport? Da, am făcut atletism în perioada școlii generale, eram foarte bun. Am continuat și ulterior, și când am ajuns să fiu polițist la un moment dat de-a lungul vieții, m-a ajutat foarte mult alergatul și în ciclism, la fel m-a ajutat foarte mult, dar am făcut picior plat. Pe vremea, dinainte de Revoluție, nu erau Adidas și ăștia extraordinari, erau teneșii și alergatul cu teneș pe beton. Nu mai puteam, pur și simplu, aveam o durere extraordinară și n-am reușit să mai continui cu atletismul și atunci a trebuit să fac un switch, să schimb. Și pantoful de ciclist venea și mi-aducea exact, îmi fixa oarecum talpa ca să îmi și corectez mersul și problema care a apărut la platfus și să și fac un alt sport. Oscilasem între not și ciclism. Deci ați trecut la ciclism. Bun, asta s-a întâmplat la vârsta de 15 ani. Pe ce alergați atunci? Pentru că eu țin minte, am avut o foarte scurtă carieră sportivă la liceul Profil din Iași, la Dimitrie Cantemir, a fost clasă de sport. Și țin minte cât de greu era de găsit echipament. Aveam câțiva dintre colegii noștri care aveau cuie de atletism, cum ne spuneam noi, pantofi special de alergat, și schimbam între noi. La competiții mai primeam din când în când câte un echipament. Dar colegii cicliști erau văduviți de-a dreptul. Au fost situații în care și-au sudat biciclete, au tăiat și-au sudat biciclete ca să le reducă la dimensiuni. Pentru unii dintre telespectatorii noștri trebuie să precizăm că nu pe orice fel de bicicletă să aleargă. Trebuie să ai bicicleta pe măsura ta, precum pantofii. Există biciclete pe numere. De asemenea, nu orice bicicletă este bicicletă de competiție. Pe ce alergați atunci? Ce mărci de biciclete? Cum făceați rost? Deci vreau să vă spun că pe tot traseul carierei mele de ciclist nu am pus niciodată în mod exagerat atenția pe bicicletă și pe materialele și pe echipament să fie ultimul tip și așa. E drept, începutul a fost foarte greu, pentru că imediat după Revoluție, când am început eu ciclismul, nu erau materiale, erau acele biciclete favorit cehești, erau Sputnicurile, erau bicicletele de la Zărnești. Practic eu am început pe o bicicletă destul de slabă, una sudată, așa cum ziceați dumneavoastră, sudat și brațul de angrenaj. Dar nu cred că asta e important. A fost greu, a fost toată perioada cât am făcut eu ciclism. Chiar și în ultima perioadă, înainte de a mă lăsa, am avut dificultăți cu privire la materialele și la a ne ridica la nivelul la care era ciclismul la vremea respectivă afară. Din cauza aceasta noi am și avut un handicap. Nu reușeam să ajungem în marile competiții europene pentru că nu aveam odată materiale, nu aveam cluburi care să-și fi câștigat dreptul de a participa acolo. Noi ca și țară nici la campionatele mondiale nu puteam să participăm pentru că nu aveam sportivi care să acumuleze punctele necesare să mergem acolo. Eu personal am fost foarte, foarte
dezavantajat din punctul ăsta de vedere, pentru că am avut momente când am realizat performanțe strict pe cronometru și care în competiții erau, care erau compatibile care erau, cu... Exact, da. Cu Turul Franței, cu... Vă dau exemplu, le-am adus aici cupele, le-am pus într-o oarecare ordine, dar să știți că cea din față e cea mai importantă, e cea de campion balcanic în Grecia, în 2002, unde... Are și culorile steagului Greciei, da? Da, o să vă povestesc, este și o întâmplare legată de puterea în care și cum a lucrat Dumnezeu în momentul respectiv în viața mea, dar am reușit să devin campion balcanic la proba adevărului, proba de contratimp, contra cronometru, când pleci ești singur cu cronometru și ai adversari care pleacă din minut în minut, dar ești tu acolo cu tine și cu voința ta, cu ceea ce îți dă Dumnezeu, cu motivațiile tale și am ajuns să fac performanța de a avea o medie orară de 50 la oră, pe 40 și ceva de kilometri, cu vânt puternic, nu cu un traseu plat, cu un traseu vălurit. Și vreau deci să spun... pentru cine nu este ciclist, trebuie o lămurire pentru telespectatorii noștri, pentru că a realiza o medie de 25-27 la oră înseamnă să tragi extrem de tare. Pentru mine, o medie orară de 25-27 la oră și sunt destul de bine antrenat. Am făcut anul trecut, chiar la vârsta mea, 400 de kilometri în 24 de ore. Deci nu mi-e rușine de pedale, dar 50 la oră, mediu orară, este extrem de tare chiar și pentru ziua de astăzi, pentru cicliștii care sunt în ziua de astăzi. Deci și pe traseu care nu este plat și cu vânt, este într-adevăr o performanță remarcabilă. Asta pentru că în momentul când cineva aude 50 la oră, păi cu mașina prindem, cu bicicleta și la vale e foarte greu de prins asemenea viteză. Deci 50 la oră a fost media pe... Media, da. A fost vârful carierei mele, dacă pot să spun așa, din punctul ăsta de vedere al probelor de contratimp individual. Cum aș citit în palmaresul meu, în 89 am început ciclismul, din 90 am devenit prima dată campion la proba de contratimp. Și până la finalul carierei, nu s-a terminat în 2003, în 2004, din cauza unor frecușuri. Dumnezeu așa a vrut, a trebuit să ies din lumea sportului și am venit ca polițist în Cluj, după care după 6 luni am revenit în lumea sportului și am mai continuat până în 2007, după care am devenit antrenor și e o poveste mai lungă, nu e chiar tot palmaresul meu acolo. Ideea este că atunci a fost vârful când, aici am să fac o precizare legată de credință, pentru că e foarte importantă. Momentul și nu uitați întâmplarea de la concursul respectiv. Da, asta vreau să zic. Da. În momentul în care am ajuns în Grecia, era undeva lângă Atena competiția, era foarte important pentru mine, erau niște divergențe între mine și Federația Română de Ciclism. Am fost întotdeauna un tip foarte aspru cu cei care nu respectau regulile, așa am fost eu, mai dur. Și îmi trebuia să confirm, îmi trebuia să vin cu ceva și să le spun, uite, se poate, nu îmi spuneți că nu se poate, se poate. Și culmea, am ajuns acolo în Atena și mă simțeam foarte rău. Pot să spun că mă pregătisem în acel an, dar nu eram unde trebuia. Eu nu simțeam să fiu unde trebuie. Ba mai mult, eram răcit, am trecut printr-o perioadă de boală și n-am suit niciodată. Am rămas la un moment dat singur în camera de hotel și m-a cuprins așa o panică, o frică, o... Eram încercat și am căzut în genunchi și m-am rugat înaintea Domnului și așa cum știam eu la vremea respectivă și am zis, Doamne, te rog, ajută-mă, te rog să fii cu mine în această încercare. Și vreau să vă spun că în timp ce pedalam în acea competiție, am simțit ceva ce nu simțisem până atunci. Era momentul în care am făcut o rugăciune altfel. Nu mi-am dat seama, de-abia după mulți ani am început să o analizez și să-mi dau seama că de fapt făcusem altfel rugăciunea, nu stând doar în pat, citind o carte de rugăciuni. Da. Aici e un paradox și o să vi-l spun și ăsta. Provin dintr-o familie după tată greco-catolic, după mamă reformat, partea de greco-catolic și toți s-au întors la Domnul prin martorii lui Iehova, sunt și astăzi cei care mai trăiesc parte din acest cult. Din partea mamei reformat, sunt ungur, 90 ceva la sută sunt ungur. Și culmea, am fost botezat într-o biserică ortodoxă. Așa a făcut o întâmplare, a fost. Da. Și interesant. Da, la 14 ani când am fost chemat să
confirm religia reformată, din cauza ciclismului n-am mai ajuns. Și toată perioada mea de, și cariera mea de sportiv, am fost privit puțin ciudat de cei din lumea sport, chiar de sportivi, de antrenori, unii mai îngăduitori, alții mai... Citeam, aveam o carte de rugăciune ortodoxă din care citeam, ca dintr-o bilă, o răsfoiam și era... Dar ceva lipsea, ceva de-abia, de-a lungul anilor am înțeles că nu era acolo cuvântul lui Dumnezeu care să mă transforme cu adevărat. Era o căutare, era un drum oarecum paralel cu Dumnezeu. Dumnezeu vedea că fac pași, vedea că vreau să mă apropiu de El, dar lipsea acel ceva, acel cuvânt. Nu citisem Biblia până atunci. Deci convertirea a avut loc după evenimentul din Grecia, da? Da, s-a mult, fost mult. De... S-a întâmplat după ce am terminat și cu viața sportivă. Și o să revenim la asta, la mărturia. Aș vrea să rămânem totuși în anii respectivi, anii din început. Deci ați început în anii 89-90. La un moment a fost plecarea la unul dintre marile cluburi, la Dinamo, da? Mai târziu. Da. Așa, și această participare din Grecia a fost când erați la Dinamo sau mai... Da, când eram la Dinamo pe finalul carierei, deja înainte să renunț. Deci 2002, în 2003, practic la finalul 2003, am ieșit din lumea sportului pentru o scurtă perioadă de timp, 6 luni de zile, și am venit ca polițist în Cluj să lucrez ca polițist. Sunt două aspecte pe care aș vrea să le precizăm din nou pentru prietenii noștri care nu zic specialitate. Când alergi singur contra cronometrului, este cel mai greu de alergat, pentru că nu ai... companii, nu ai acei iepurași care se tragă în față, nu ai pluton, nu ai în ciclism este foarte important să ai trenă, să ai cineva care să-ți meargă în față, să spargă aerul, și vedeți că în Turul Franței cicliștii cei mai buni nu stau în față, stau în spate, să acoperă în trena celor din și apoi țâșnesc. Ei, când alergi în contratimp, nu ai în spatele cui te ascunde ca să-ți spargă aerul. De asta îi și spune proba adevărului. Da, deci da, acolo... N-ai cum să te ascunzi de nimic. Da, acolo ești tu însuți, îți trebuie o tărie psihică extrem de mare când ești singur pe bicicletă, nu din cauza pericolelor din prejur, ci pur și simplu lupți cu tine însuți și cu faptul că nu mai poți. Al doilea lucru, ați amintit de faptul că erați puțin răcit. Ei, când spui puțin răcit în ciclism sau atletism, este extrem de grav, pentru că atât atleții cât și cicliștii și orice sport de genul ăsta depinde de volumul de oxigen prelucrat. Deci adevărul este, sau cei mai buni alergători sunt cei care prelucrează cel mai mult volum de oxigen. Unul dintre cel care a câștigat Turul Franței în anul acesta este un fenomen tocmai prin faptul că are un volum de prelucrare a oxigenului extrem de mare. Și totuși a reușit cu răceală, cu... Da, a fost o minune. Pentru mine, eu am pus-o în dreptul minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut. Deci se întâmplă minuni și pe pista de ciclism și pe pista de atletism, nu numai în biserică. Se întâmplă zi de zi, doar să avem ochi să le vedem, să ne deschidem ochii să le vedem. Deci atunci a fost în Grecia. Ce reprezintă celelalte cupe? Este una impresionantă, foarte mare aici. Poate ne le explicați și celelalte, dar ce e cu celelalte? Cea impresionantă e de fapt un loc 2 în Turul României, și în anul acela era tot așa pe finalul carierei mele. Aveam șanse mari să câștig acest tur al României, pe care mi-l doream tare mult. Câștigasem locul 2 în Turul României de vreo 2 ori, dar nu aveam acest concurs câștigat. Și îmi doream mult, mă pregătisem mult și am avut foarte multe opreliști, inclusiv cu antrenorul meu din acea vreme, care era la clubul Dinamo. Intrasem într-un conflict, începusem, pentru că am constatat că în lumea sportului nu venea să cred. Există multă ură, multă invidie, orgolii. Și cea mai mare lucrare negativă din viața mea era prin aceste răutăți care se întorceau împotriva mea și eu nu le puteam combate. Vă dau un exemplu. La campionatele naționale, tot ce vedeți aici sunt titluri de campion național. Deci tot ce în total, tot aici, cu tricolor, în partea asta, acolo tot sunt internaționale. Cele din partea din față sunt de juniorat și lipsesc multe. Dar la campionate naționale, ori de câte ori mergeam, câștigam 2, 3, 4, 5, câte ori 7 titluri într-un an. De câte ori mergeam în Turul României, mi se întâmpla ceva ciudat.
după primele zile, diaree. Mm-hmm. Dar identic, an de an. Da. Și pierdeam foarte mult, în etapa respectivă pierdeam foarte mult, după care trebuia să vin să recuperez și terminam pe 2, pe 3, pe 4, pe 5. Mm-hmm. Adică ceva se întâmpla, dar culmea, tot în turul României. Mm-hmm. Ei, în anul respectiv am zis, cineva, domnul, cumva mi-a dat de înțeles că vezi că cineva îți vrea rău, cineva îți tot pune ceva în bidon. Mm-hmm. Am zis, de data asta iau măsuri. Și mi-am dus cu mine pe cumnatul meu, care era și el pasionat, e și el astăzi membru Biserica Iris, sau vine în Biserica Iris, nu e membru, și l-am pus cu mine ca să, să facă parte din echipa tehnică. Ei, înainte de etapa din Transfăgărășan, care e regina, până atunci, nu mi se întâmpla. Atunci a venit încercarea. Nu știu dacă vă vine să credeți, dar înaintea startului etapei pe Transfăgărășan, eu nu vreau să mai iau startul și eram pe locul 2 în această competiție, pentru că cel care trebuia să aibă grijă de mine avea interesele lui ascunse și nu putea să ajungă la bidoanele mele. Și era o chestie foarte ciudată. Și atunci, în anul respectiv, sus pe Transfăgărășan, dumneavoastră înțelegeți mai bine, telespectatorii, poate că nu înțeleg atât de bine. Am făcut Transfăgărășanul acum 2 ani și este una dintre cele mai chinuitoare, mai ales ultima parte de 5 km, când vezi că partea descurajantă pentru cei care au făcut cu mașina, când ajungeți cu 5 km înainte de Bâlea Lac, este faza în care ești epuizat, rămâi fără apă, că nu mai există pentru cei care nu au asistență rutieră. Eu am avut asistență rutieră, dar pentru cei care nu au asistență rutieră nu mai este niciun izvor și vezi toată șerpuirea, tot ce te mai așteaptă. Acolo e marea încercare. Deci erați chiar înainte de start. Deci startul se dea chiar de undeva de aproape. Dinspre Cărțișoara sau dinspre... Dinspre Câmpul Mușcel. Aha, deci invers, da. Da, și... Cum e mai greu. Exact, cum e partea mai dificilă. Da. Și sus, în vârf, aveam 2 minute jumate față de locul 2, un olandez. Da, da. S-au întâmplat multe, au fost trași cu mașina, s-au adus până la Brașov, unde era finalul etapei, ne-au ajuns. Practic, eu am pierdut cumva... pe lucruri care nu țineau de mine. Deci pur și simplu am fost prelucrat în așa fel încât să nu câștig acel tur. Da. De acolo după aceea am avut multe, multe frecuri, inclusiv cu federația și cu antrenorul și am zis, dacă este atâta necinste în sport, am să ies. Nu, mai bine nu. Am mai primit și un răspuns de la cineva din Comitetul Olimpic când am zis că vreau să fac performanță și mă zbăteam și mi-au zis, păi nu, vă ținem doar să existați. Vă dați seama că mi s-au tăiat picioarele după ce făcusem întâi eforturi în sportul ăsta și ajunsesem să fac lucruri extraordinare. Dar nu, asta e important. Asta era, ideea era că Dumnezeu m-a învățat și prin asta o lecție. Nu poți lua în mâinile tale și ce nu vrea El să-ți dea voie să faci, nu o să-ți dea voie. Și nu era important locul 1 pentru mine în competiția. Cum ulterior, după ani, am constatat că tot ceea ce am făcut, tot ce vedeți aici, pot să-i spun acum, făcând o paralelă cu, și ancorându-mă în Scriptură, egoan după vânt și deșertăciune. Sau deci, cum spune Apostolul Pavel, le-am socotit ca pe un gunoi. Exact așa. Deci nici nu pot, la momentul mărturiei, Octavian Toadele, care a fost îndrumătorul meu, astăzi este pastorul Bisericii Iris, exact de acolo s-a inspirat și a spus că astăzi mă arunc înspre altă țintă și spre altă cunună și avea mare dreptate, pentru că am înțeles că de asta ziceam, trebuie să fim foarte atenți atunci când îndrumăm tinerii spre un sport, spre o pasiune, să nu devină un idol, să nu devină un scop, să uite de că e mai importantă împărăția cerului și că dacă o faci cu ajutorul Domnului și dacă El îngăduie și îți dă puterea să faci lucrul ăsta, atunci e ok, atunci e bine, atunci îți aduce bine trupului și spiritului tău și sufletului tău și te ține aproape. Eu vă spun sincer, mărturia mea e că după 19 ani de ciclism, de sport de performanță, pot să spun că oarecum a fost și un blestem pentru mine. Pentru că acești 19 ani de sport de performanță mie mi-au alimentat mândria și orgoliu. Și am devenit un om, eram oricum un tip foarte competitiv. De aici și puterea, tărie, voință, tot. Și eram foarte aspru, eram capabil să merg cu juliturul, de multe ori n-am avut piele și am câștigat competiții. N-aveam, de la căzături nu aveam piele în pălmi și am câștigat competiții, adică trăgeam de mine. Nu, dar a fost un blestem pentru că în toți anii aceștia, diavolul a știut cum să folosească, să-mi alimenteze mândria care aducea o grămadă de păcate după ea. Și timpul acesta, practic, pe care eu l-am văzut ca o binecuvântare mulți ani,
a fost de fapt un blestem pentru mine, pentru că m-a ținut departe de ceea ce ne dă Domnul, de cuvântul Lui, care e atât de puternic. Și în momentul în care m-am întâlnit cu cuvântul, am auzit în predica unui frate, am fost așa izbit și nu puteam să trec dincolo fără să fiu transformat. Și cu toate astea a fost un drum lung. O să vă povestesc ce o să apucăm în această emisiune. O să trecem imediat la momentul convertirii. Înainte de asta, dincolo de momentul Grecia, care este o altă amintire foarte marcantă, de o cursă foarte marcantă sau una din competițiile care tot așa cum s-a întâmplat în momentul Grecia a avut un impact dincolo de cel fizic și spiritual? A fost turul României, locul 2, Grecia. Au fost foarte multe competiții în care întotdeauna m-am rugat. Practic asta vă spuneam, n-a lipsit Dumnezeu din viața mea sau cel puțin căutările mele înspre Dumnezeu au fost dintotdeauna. Bunica mea, și o să fac o mică paranteză aici, bunica mea fiind reformată în copilărie, ne vorbea foarte mult de Dumnezeu când mergeam în vacanțe de vară. Nu mai aveam, copiii noștri nu prea mai au vacanțe de vară la bunici, la țară. Atunci le aveam 3 luni în care bunica mea fiind reformată, adică tot neoprotestantă, îmi citea din scriptură și ne spunea la toți, eram câteodată 7, 8, 9 nepoți acolo în cămăruță și îmi spunea să nu vă îndepărtați niciodată de cuvântul lui Dumnezeu, să stați în rugăciune, să citiți cuvântul. Ei, și aici are un paradox. Cu toate că am fost toată copilăria mea un șoarece de bibliotecă și am citit tot ce mi-a căzut în mână. Vă zic, de exemplu, Șogunul, l-am citit non-stop, rodeam cafea ca să-l citesc când eram copil și l-am citit non-stop până l-am terminat. Deci nu știu câte zile a durat, dar până l-am terminat zi lumină. Și destul de groasă. Și e groasă, da. Și sunt... Ei, dar n-am citit Biblia. E foarte interesant. M-a ținut diavolul, a știut ce aici a știut să-mi... După perioada cât au fost vacanțele la țară, a știut să mă țin departe. Dar sămânța a fost pusă acolo. Și tot timpul aveam întrebări și tot timpul aveam frământări și de asta îl căutam. Și de asta, fiind botezat la ortodox, până la urmă am ajuns să citesc din acea carte de rugăciuni. N-a fost un lucru rău, dar n-a fost ce trebuia. A fost ceva ce mergea oarecum paralel cu realitatea și cu adevărul pe care Dumnezeu vrea să-mi-l transmită mie. Și a fost o suferință de 19 ani, în care am trecut prin multe încercări grele. Accidentarea cea mai gravă? Nu există citesc care să nu fi căzut cel puțin o dată grav. Am avut un accident frontal și tot o minune din partea Domnului. Făceam pregătire la tot în zona Transfăgărășan, zona Câmpulung Mușcel, coboram de la Bran. Da. De fapt nu, eram în zona, în Câmpulung Mușcel, coboram de la Bran, era primăvară și am vrut să fac mai mult decât colegii mei, întotdeauna eram așa, puteam mai mult și am spus antrenorului, eu am să urc mai sus, cu toate că ninge, am să urc mai sus. Și am urcat până sus în vârf și am întors și veneam singur prin Bran și mergeam cu vreo 40-45 la oră și o mașină care venea din sens opus semnalizase că vrea să intre în stânga. Eu aveam prioritate. Dar în ultimul moment a accelerat și mi-a tăiat calea. Am intrat frontal bicicleta, am căzut pe capote, am spart parbriza, am căzut pe partea cealaltă, n-aveam cască. Știți cu ce m-am ales din toată căzătura asta? Cu o singură vânătaie care mi-a apărut după câteva zile. Bicicleta mi-a fost avariată, cu bicicleta aceea am alergat așa avariată după aceea, că a fost un alt motiv pentru multele certuri pe care le-am avut cu federația, cu clubul. Nu s-a făcut nimic. Era îndoit, era de aluminiu, se putea rupe oricând, îmi punea viața în pericol, dar nu. Important era că am trecut de această întâlnire frontală cu o mașină fără să pățesc nimic, efectiv. Deci m-a ridicat, omul plecase, a și plecat, nu a stat, m-a certat, că i-am spart parbrizul și așa, și a plecat, ne vedem la poliție. Și a rămas așa, m-am urcat pe bicicleta aceea, m-am dus până la postul de poliție și ulterior înapoi, pe bicicletă singur, până la Câmpul Lung, unde era antrenorul. Și... Da, cu adevărat se vede o mână care v-a dus, v-a călăuzit și v-a dus până într-un moment în care spuneți că ați avut întâlnirea cu scripturile, cuvântul. Ce s-a întâmplat atunci? Să terminați viața sportivă sau erați încă în viața sportivă? Știți cum s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva de genul... Nici astăzi federația, eu o să îndrum întotdeauna oamenii să facă sportul, dar federația de ciclism parcă a fost oarecum blestemată. Acest sport
în țara asta oarecum a fost blestemat. Nu știu de ce, au fost întotdeauna certuri, n-a fost acolo iertare, n-a fost acolo Dumnezeu, întotdeauna cineva a vrut să fie mai mare, cineva a vrut să în toate sporturile să facă se mai asta, să știți. Lucrurile să țină oarecum rezultatele undeva jos. Și atunci din frecușurile astea, la un moment dat eu a trebuit să ies din lumea sportului, dar n-am ieșit cu drag. Am ieșit cu durere în suflet. Am ieșit cu o mare mâhnire, pentru că încercam să fac performanțe la clubul Dinamo și la un moment dat când am văzut că mi se tot bagă bețe în roate, m-am dus la cineva din Comitetul Olimpic și am întrebat: dar nu vă supărați, vreau să fac performanță, vreau să fiu antrenor, sunt antrenor sportiv, așa, dar uite, mă lovesc de problemele astea. Păi, Lupaș, cine ți-a spus? Era un om care făcea parte din Comitetul Olimpic. Cine ți-a spus ție că noi vrem performanță? Noi vă ținem să existați. Pentru un sportiv care dumneavoastră poate că înțelegeți. Da, mi s-au tăiat picioarele, am făcut stânga împrejur și am zis, aici drumul meu în sport se oprește. Pentru că deja eram căsătorit, vreau să viața de familie nu trebuia să sufere, cheltuisem o grămadă de bani, mă certasem cu soția pentru sport, pentru performanță, pentru biciclete, pentru investiții într-o 3.000 de euro care câștigasem într-un... Și am zis, nu, aici stânga împrejur, acasă. Și atunci am venit în poliție și, ei, dar știți ce s-a întâmplat? A apărut, eram plin de mândrie, eram plin de... Îl căutam pe Dumnezeu, dar lipsea acel ceva, acea pace pe care ți-o dă Dumnezeu. Și a fost o mare dezamăgire. Am ajuns acasă în poliție și când am intrat în poliție, nu știu, poate pentru dumneavoastră, nu știu cât știți, de la hotelurile de 5 stele, de la curse, competiții, restaurante, să te duci și să începi să ai contact cu lumea cea mai de jos. Da. Cu sărmanii aceia, cu oameni, cu oamenii străzii, cu oameni bolnavi, cu infractori, cu contravenienți, să încep să... Nu-mi stătea mie în caracter, cu toate că eram un om al dreptății, nu-mi stătea, mă durea când trebuia să iau anumite măsuri. Și dintr-o dată am început să am niște remușcări, să am așa o încercare grea în viață. Și am trecut prin primele, nu știu dacă pot să le spun depresii, pentru că întotdeauna am fost puternic și am reușit, dar a fost o vale voi, prin care, da. Și voi prin care am trecut greu. Și s-au suprapus după aceea cu niște probleme în familie, cu ei, dar în acea perioadă, de-aia am și adus această Biblie, am primit această Biblie, prima Biblie pe care am citit-o și pe care am primit-o și am să vă citesc cum am primit-o de la o persoană pe care și eu pe drumul vieții am ajutat-o la un moment dat. Nu eu, de fapt slava nu e a mea, e a Domnului care a lucrat prin mine pentru că o vrea și pe ea pusă deoparte. Și vă citesc ce mi-au scris cele trei persoane care mi-au dărit Biblia. Când iubești, nimic nu-i mai frumos decât să dai, să dai mereu. Tot, tot. Viața, gândurile, tot ce ai să simți că dai și să fii gata să riști totul pentru a da și mai mult. Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul la cădere. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Cu prietenia Ovi, Alina și Răluca. Ei, această Biblie, practic, mi-a salvat viața și o spun fără... Nu cu modestie, eu spun, chiar să mi-a salvat viața, mi-a salvat viața mea, mi-a salvat viața de căsnicie și m-a adus până la urmă în prezența Domnului. Și atunci când îmi era cel mai greu, cădeam înaintea Domnului și eram deja în poliție și cădeam de multe ori înaintea Lui și mă rugam, Doamne, de ce îmi trec pe aici? De ce mi se întâmplă mie? Și mă puneam și citeam și Domnul îmi punea pe suflet să subliniez anumite versete cu marker portocaliu, așa le-am și lăsat. N-am înțeles la vremea respectivă de ce, dar a venit un moment în care toate acele versete subliniate mi-au salvat viața, pentru că a trebuit să mă confrunt cu o problemă, eram pe punctul să mă despart de soția mea și încercarea prin care treceam n-o putea rezolva nimeni. Pământesc, firesc, puteam să mă duc la orice psiholog, la oricine, să mergem împreună la cum nu cred că ne salva. Dar am venit cu cuvântul înaintea soției mele și m-am expus și eu și ei am spus, uite, asta ne vorbește nouă Domnul, cel puțin mie asta mi-a arătat Domnul. Astea sunt în dreptul meu, astea sunt în dreptul tău, astea sunt în dreptul persoanelor care au intervenit în viața noastră. Noi trebuie să luăm o decizie. Dacă vrei, mergem înainte așa, dacă nu, aici totul se oprește și mergem pe drumuri diferite. Ei, Domnul a lucrat și soția mi-a zis, vreau să merg cu tine. Frumos. Și atunci a fost primul mare moment în care s-a întâmplat ceva în mine, în timp ce citeam Scriptura prima dată, parcă puneam mâna pe ceva care mă ardea în suflet, pentru că mă întâlneam cu versete care spuneau,
mă înfierau cumva. Erau păcate prezente în viața mea. Nu le sesizez. Câte vreme citești într-o carte rugăciuni, niște rugăciuni, îi ceri iertare Domnului în felul ăla, dar tu nu le conștient, nu știi că sunt acolo. Ei, în momentul în care am început să citesc, am început să văd cât sunt de păcătos și am început să lucrez. Să lucrez și Domnul a început să lucreze în viața mea. Nu s-a întâmplat atunci întoarcerea, dar au fost primii pași și această Biblie m-a dus înspre, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu a fost aceasta în cazul ăsta. Dar pe parcurs, în 2013, anul în care mi-am pierdut și tatăl, am intrat în Biserica Iris, era o zi de botez, 3 martie, și atunci vreau să mai fac o mică paranteză, îmi doream cu soția mea, fiind și ea ortodoxă, să mergem la biserică duminică. Treceam prin multe încercări, cum v-am și spus, eram la un pas să despărțim, nu reușeam niciodată să mergem mai mult de 2 duminici la biserică, dar nici cum. Interveneau, mergem la picnic, mergem la ziua cuiva, niciodată nu ne certam. Ei, dar a venit momentul ăsta, 3 martie 2013, când tot una dintre aceste persoane care mi-au dăruit Biblia ne-a chemat să vedem unde vrea să-și facă nunta. Și intrând, era zi de botez, ei, din data de 3 martie 2013, mai mult de 8 duminici la rând, eu, soția mea, fetița mea Rebecca, care era mic atunci, și băiețelul meu, care era în pântecele soției mele, am fost mai mult de 8 duminici la rând. Nu mi-am dat seama decât fiind, eram și sunt o fire destul de ordonată, mi le puneam acele bilețele de la biserică și la un moment dat m-am uitat, mă, dar sunt dată după dată. Și momentul în care am conștientizat, mi-au fost în minte două aspecte. Erau o întâmplare pe care o auzisem din lumea evanghelică, nu mai știu exact unde, nu pot să o precizez, dar era vorba despre un tată care avea viciu alcoolului și el practic s-a dus la o biserică unde a auzit că Hristos este capul bisericii, Dumnezeu este deasupra lui și el urmează pașii tatălui și noi ca și bărbați trebuie să urmăm pașii lui Hristos, să urmăm pe urmele pașii, să mergem pe urmele pașii lui Hristos și familia noastră ne va urma. Luptele mele în familie erau grele, încercam să văd și vedeam că nu reușesc nici cum să găsesc o cale, vreau să merg la psiholog cu soția, să vedem, să găsim, nici cum nu reușeam să... Am zis, biserica e o șansă pentru care, prin care pot să îmi salvez familia și viața. Văzusem deja minunile din viața mea. Și atunci am zis, omul acesta care avea acest viciu se duce acasă și frământat de gândurile pe care le avea, se duce peste un deal, pe lângă o pădure, era iarnă, ajunge în birt, se pune la masă și acolo tot se frământa în fața unui pahar de băutură. Cum adică eu să... familia pe urmele pașilor mei și eu pe urmele pașilor Hristos care urmează pe Tatăl, Dumnezeu Tatăl din ceruri. Și la un moment dat în ușa birtului se deschide ușa birtului fiind rece, era frig, iarnă, ger, copilului de 5-6 anișori care se uită la el și fericit, tată, și el, măi copile, mai ai venit prin gerul ăsta, te puteau sfâși animale, ai trecut prin pădure, cădeai jos, nu te mai găsea nimeni. Tată, am venit pe urmele pașilor tăi. A fost un moment în care mi-am dat seama dacă urmele pașilor mei au fost atâția ani în ciclism și am văzut câtă deșertăciune acolo și am văzut după aia fiind confruntat cu Scriptura că totul e goană după vânt și am văzut cât de gol mă simțeam, nu conta, tot ce e aici e nimic, nu te ajută la nimic, pe când ce e aici te ajută să ai pacea și să ai puterea, îți salvează viața și te poți duce înainte și nu doar a ta, e ceea ce... Eu așa pot să aduc, prin acest sport puteam să aduc un blestem asupra copiilor mei și asupra familiei mele. Dar prin urmarea descoperirii cuvântului Dumnezeu pot să aduc binecuvântare dacă stăruiesc și devin un campion în acest sens, un campion care trece linia de sosire corect. Dacă îmi duc lupta cea bună a credinței până la sfârșit, până în ultima clipă a vieții și copiii mei o să aibă nu exemplu medaliilor pe care le-am câștigat, ci exemplu urma pașilor mei, unde vor duce? Un părinte care a făcut performanță în datoria de a fi părinte și de a fi o călăuză bună. Foarte, foarte impresionantă și interesantă mărturia, mai ales că pune accent pe niște lucruri extrem, extrem de valoroase. Întoarcerea prin cuvânt, nu prin sentimentalisme, nu prin impactul cuvântului care e singurul care transformă cu adevărat, cu Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt, Hristos care lucrează în viața noastră. Și apoi impactul pe care l-a avut
revenirea asta la lucrurile sfinte, la scriptură, cele semănate de bunică, cum v-au adunat viața la oaltă, viața de căsnicie, viața de părinți, s-au întemeiat noi prietenii, noi relații, o nouă viață socială. Da? Foarte, foarte interesant. Cum sunteți acum după, iată, 3 ani de cale creștină? Care sunt dorințele, idealurile, inclusiv ca părinți, dar și în domeniul profesional? Unde sunteți acum, inclusiv față de colegii din Federația de Ciclism? Oarecum, Dumnezeu a lucrat în viața mea și a îngăduit acest drum prin ciclism. Și de ce spun că l-a îngăduit? Eu nu spun că a fost o decizie bună și nu o să spun niciodată și nu o să îndrum copiii să facă sport de performanță în modul în care eu am făcut performanță, voi să faceți performanță. Fetița mea nici astăzi nu știe să meargă pe bicicletă. Știe să meargă, dar n-am insistat. Da. Și ideea e că în momentul în care trebuia să iau decizia ca să ies din poliție, eu am ieșit, m-am pensionat pe caz de boală, au apărut niște probleme și aici sunt niște paradoxuri pe care vreau să vi le spun, tot minuni ale lui Dumnezeu în viața mea. Și cum lucrează Dumnezeu prin vase slabe, după ce am citit Scriptura, m-am regăsit acolo și am zis, wow, adică Domnul a putut să facă lucrul ăsta în contextul în care eu la 14 ani când m-am apucat de sport, după ce devenisem campion național, mi s-a interzis să fac sport. Mi s-a spus domnul doctor Răcășan, nu știu dacă ne mai vede, dacă mai trăiește, pe unde este, mi-a spus, tu, Emile, te oprești, gata. De ce? Pentru că ai o problemă la inimă. Păi cum, domnul Răcășan, că uitați că antrenorul meu a insistat, el a revenit, a făcut, nu știu exact, nici astăzi nu știu diagnosticul pe care l-a pus el. Am zis că într-o zi o să încerc să mă duc să văd despre ce era vorba, cum și în ce context a hotărât el. Ideea era că mi-a zis, stop, tu nu mai ai voie să faci sport. După care a revenit, o vreme eu am continuat să fac pregătire, după care a revenit și a zis, tu să faci sport. Pentru că după vârsta de 36 de ani, ceea ce ai tu, s-ar putea să te ducă să renunți, să pleci din lumea asta. Pentru că ai o afecțiune a inimii care, din contră, tu să faci sport, la momentul în care te vei lăsa de sport, s-ar putea să ai mari probleme. Lucru care s-a și adeverit, pentru că în 2000, la un moment dat, am început să simt niște palpitații puternice la inimă și atunci m-a speriat Elena Dinamo, m-a dus la policlinica mea, ei mi-au pus Holter pe mine, m-au diagnosticat, dar mi-au spus, pe răspunderea dumneavoastră puteți să faceți, vă duceți la birou, același lucru se poate întâmpla și rău, ca și cum se întâmplă pe bicicletă, dar e decizia dumneavoastră dacă vreți să mergeți exact așa cum. Situația mea, aceeași situație. Și atunci și când a trebuit să-mi renunț la munca în cadrul poliției, pentru că mă simțeam foarte rău, deja ajunsesem la 115 kg, lucram, nu mai aveam zi, nu mai aveam noapte, măsuri de ordine, duminică, sâmbătă, cafele multe, și am zis la un moment dat, mă duc la medic. Am constatat, aici mă încadrez, trebuie să mă pot pensiona, dar am drept de muncă de 4 ore, pot lucra altceva. Și mă frământam cu gândul ăsta, păi eu am rate la bancă, e greu, ce o să fac? Am un salariu de polițist, renunț la el, dar ce fac? Eram deja în Biserica Iris. Cum să fac? Și atunci, la un moment dat am primit un răspuns printr-un frate care mi-a dus după botez, la câteva zile, într-o joie dinainte de Paști, mi-a dus două cărți, erau două biblii cu mărturii ale sportivilor întorși la Domnul. Da. Și a zis, uite frate, eu am vrut să aștept să primesc alte exemplare, dar ți le dau pe ale mele. Și când am ajuns acasă, erau puse n-o să vin niciodată într-o pungă de hârtie și... Cu zafiris, cu ambrozie, cu... Da, și... Și îmi zice soția, păi uite, frământările tale, tu ai zis, nu știi cum și ce decizie să iei, să ieși sau nu ieși, să nu ieși din poliție, să accepti să te duci sau să te duci până la capăt, până la urmă, cu calea asta și să te pensionezi, și cât, pentru că tu până la urmă trebuie să ai grijă și de copii, de familie, nu-ți ridică nimeni statuia, ai văzut că nu ți-o ridicat în sport, nu o să zice nimeni nici aici la poliție, cu toate că eram foarte apreciat. Ei, dar momentul când am văzut acea carte, acele biblii cu mărturii ale sportivilor, am înțeles. Domnul mă vrea să ies de acolo, are un plan cu mine. Pentru faptul ăsta am acceptat atunci când Novak Eduard, campionul paralimpic și multiplu campion mondial la ciclism, în competiție de paralimpic,
m-a chemat și a zis, Emile, după 8 ani de zile, cineva m-a sunat din federație, aș vrea să te întorci pas cu pas înapoi în lumea ciclismului, dar știu că e greu, ai copii mici, vreau să te întorci. Și am acceptat. Ei, sunt consilier pe probleme de pregătire, am fost la câteva ședințe, la câteva întâlniri, nu pot să mă laud cu lucrul ăsta că am făcut, vai de mine ce am făcut în federație. Sunt cu sufletul alături de ei și le-am spus că atâta vreme copiii mei sunt mici, n-am să mă implic foarte mult pentru că știu ce înseamnă să pleci mulți ani. Ori copiii mei au nevoie acum de cuvânt, au nevoie acum de tată, au nevoie acum de îndrumare și nu o să sacrific pentru nimic în lume, nu o să fac greșeala să-mi sacrific copiii și mântuirea lor pentru carieră. Deci nu o să fac lucrul ăsta. Cred că sunt două decizii salutare, odată pentru familie că ați ales să rămâneți în copii și este absolut admirabil, dar în același timp, păstrând legătura cu lumea ciclistă în care v-ați calificat, clar, tot palmaresul ăsta și ceea ce n-ați adus, este o carte de vizită care vă recomandă ca un bun consilier în continuare. Și acolo este nevoie de lumină și sare, și acolo este nevoie de mărturie creștină, mai ales prin văile acestea extrem de întunecate prin care trece sportul românesc. Cred că este o decizie extrem de înțeleaptă să rămâneți în contact cu ei și să transferați. Și asupra sportivilor, sunt acum unul dintre cei mai talentați cicliști din Oradea, Raul Sânza, este în lotul național de ciclism, cum a plecat luna trecută, am alergat cu băiatul ăsta, el a avut milă de mine ca bătrân să meargă alături de mine și am petrecut un paleu, un antrenament alături de el, extrem de sensibil, un suflet extraordinar și mulți sportivi noi zicem, ăsta numai mușchi și numai plămâni este, nu e adevărat. Între sportivi găsești oameni, cum o dovedeți dumneavoastră, oameni de o mare calitate sufletească, cu trăiri spirituale foarte intense și oameni care, fiind puși în situații limite ale fizicului lor, descoperă realitatea spirituală. Ei, acești copii, Raul are, cred că, 17 ani, 18 ani acum, au nevoie de modele, au nevoie de călăuz, au nevoie de oameni de caracter împrejur, au nevoie să audă și altceva decât auzi, vă ținem supraviețuiți. Au nevoie de călăuzire spirituală. Ăsta a fost și motivul pentru care n-am închis ușa aceasta. Da. Adică am lăsat-o deschisă. Aportul meu momentan nu e foarte mare la federație. Mi-au spus că va veni momentul când vor lămuri ei problemele lor legate de niște fraude mari, cercetate de DNA și altele și altele de acolo. Și am zis, nu vreau să intru în mizeria asta și între cele două tabere care se luptă pentru... Și am zis, vreau să rămân cumva, să fiu acolo, să știe ambele tabere că sunt și vreau să fiu cu ei și va veni un moment, probabil, copiii mei au să crească, timpul trece și când Domnul va vrea să vin să pun amprenta acolo, să pot aduce aportul pe care îl pot aduce și vreau să spun că primul gând mi-e aportul pe care îl pot aduce din punctul ăsta de vedere, al cuvântului, al motivației corecte. Pentru mine, eu am înțeles că poate să ducă drumul ăsta al unui sport de performanță, poate să ducă la pierzare sau la realizare. Da. Disciplină folosită corect sau disciplină corect folosită spre pierzania. Am avut o discuție și o emisiune, într-una dintre emisiuni a fost invitată psihologul clinician Anca Axente și îmi spunea, după finalizarea emisiunii, una dintre soluții pentru copiii dependenți de jocuri pe computer este să-i scoți afară din casă să facă un sport. Sportul este una dintre soluțiile pentru dezintoxicare de substanțe sau de dependențele psihice. Pentru că timpul nostru a expirat, ne aflăm chiar între scripturi și ziare. Dacă ridic scriptura aceasta, aici avem un teanc de ziare care vă citează, vă amintesc performanțele și așa mai departe pe podium. Sunt foarte multe lucruri care ne poți minti, așa cum spuneți, să ne dea mândrie. Dar este și un lucru pe care îl citim în Scriptură și care vine tot din viața sportivă. Apostolul Pavel a făcut sport și folosește metafore din sport. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiu. Și sunt premii mai importante decât cele din ziare și cele de pe masă.
Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Am discutat despre disciplină. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Iată, am discutat despre cununile care se vestejesc și lucruri care nu se pot vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Ne apropiem de încheiere, aș vrea să vă mulțumesc pentru timpul petrecut aici alături de noi, pentru sacrificiu și pentru tot efortul de a aduce ceea ce vedem aici și vă doresc multă binecuvântare pe calea credinței, multă împlinire în familie și, de ce nu, succes și în reîntoarcerea către sportivii care au nevoie de sfat, de consiliere, de model. Dragi prieteni, iată, am avut o emisiune altfel între scriptură și ziare. Ziare în care am găsit titlurile și performanțele unui sportiv care spune sportul te poate distruge, disciplina sportivă, dacă ai obiectivele corecte, te poate ridica și este un îndemn la a face sport, dar cu alte motivații și cu o altă inimă. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc prietenilor noștri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen.